Comuna Șcheia a aderat la zona metropolitană Suceava sau zona urbană funcțională, cum se numește după noile reglementări europene. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. Astfel, Comuna Șcheia se alătură celorlalte 7 localități care au făcut acest pas în urmă cu câțiva ani, și anume orașul Salcea, comunele Moara, Bosanci și Potești, Adâncata, Mitocu, Dragomirnei și Pătrăuți. Primarul Ion Lungu a declarat că primul proiect care va fi implementat în zona urbană funcțională Suceava va fi zona metropolitană de transport. Am avut o discuție în sistem de videoconferință săptămâna trecută cu reprezentanții Băncii Mondiale și a Ministerului Dezvoltării pentru a realiza acel studiu de dezvoltare urbană a zonei urbane funcționale Suceava. Vreau să spun că toate cele 8 localități din jurul municipiului Suceava, începând cu orașul Salcea, comunele Șcheia, Moara, Bosanci, Ipotești, Adâncata, Mitocu, Dragomirnei și Pătrăuți, s-au dat acordul și au stabilit reprezentanți pentru această zonă urbană funcțională, așa cum se poate observa și Comuna Șcheia de această dată a venit și mulțumesc domnului primar Andriciuc, vom face o colaborare în interesul celor două localități, prin această zonă urbană funcțională. Primul proiect pe care vrem să-l facem este zona metropolitană de transport. Vrem să cumpărăm un parc de autobuze noi, în așa fel încât să scoatem acest sistem de transport interjudețean din oraș, să fluidizăm traficul din oraș. La fel de important este faptul de a face un nou, centru nodal de transport, așa spune acum modern, dar e vorba de o autogară pe care vrem să o facem în zona Tasa, împreună cu TPL-ul, pe strada Traian Vuia, iar TPL-ul să fie ultimul peron acestei autogări, în așa fel încât persoanele care vin din județ să poată fi preluate de transportul local și duse în oraș. Eu cred în acest proiect și sper să putem pune cât mai repede în practică.